Ok, salutare fraților, bine m-am găsit la un nou episod de pe acest canal, frate. După cum vedeți, suntem aici pe un cont a unui alt abonat, frate, și o să facem astăzi opening pe contul lui. Avea 20 de Brawl Box-uri, dar am deschis mai înainte unul din greșeală, dar n-a picat nimic, stat scal. După cum vedeți, are 19 Brawl-uri, hai să facem, să vedem dacă putem să luăm pe cine să luăm, pe B sau pe Bibi sau pe Piper sau... Vedem noi pe cine putem să luăm. Timpul ăsta care n-am mai postat eu pe YouTube sau am mai postat așa cât un videoclip și am încercat să fac acel live într-o seară, dar n-aveam căștile, nu erau căștile mele bune și nu mă auzeam absolut deloc. Ei, mi-am găsit căștile și astea sunt căștile bune și haideți să facem acest opening. Vedeți aici, vă las Instagram-ul meu pe ecran, cum mă cheamă și puteți să-mi... și intrați și în descriere pentru că am lăsat link-ul la canalul, la Instagram-ul meu și hai să-i dăm drumul la opening. Înainte de toate, după cum vedeți, are puține Brawl Box-uri, 4 Big Box-uri, sunt destul de multe Big Box-uri, probabil a jucat aici la Championship acolo. O să mai trag așa un pic de timp pentru că sunt puține și o să le deschid repede. Hai să vedem șansa lui, ce șansa are la legendară, mă rog, la epică. Are 0,57 șansă la epică, este destul de mare, dar nu știu dacă o să pice din atâtea boxuri. 0,26 la mitică și 0,08 la legendară. Bă, șansele sunt destul de bune, la legendară e așa un pic, dar și acolo sunt bune, e bun, are șansă mare la legendară, ok. Haide frate să-i dăm drumul cu un big box și după aceea o să deschidem restul brawl box-urilor și o să lăsăm big box-urile la sfârșit. Bun, îi dăm așa mai repede. Sau hai să-i dăm mai încet post. Ok, astea trebuie să le joace cu tichetele astea pentru că ce că le scoate Brawl Stars-ul le scoate și trebuie să te joci înainte frate pentru că le erosești. Adică dacă ți le scoate să te joci înainte cu ele să strângi brawl box-uri. Boxul, adică de la ăsta. Hai să deschidem mai încet boss, că eu deschid ca prost pe aici și trece aiurea timpul. Ok, cât un tichet frumos. 3 gemuri. Și dacă vreți, frate, să-mi lăsați și voi cum îi zice, contul vostru, adică îmi lăsați-mi mei. Oh, 20 de token doublere, frate. Frumos aici, poți să mai faci câteva brawl boxuri și dacă vrei mai trimiți încă 200, bun. Dacă vrei mai faci niște brawl box-uri și mai trimiți odată contul ca să... N-are cum să nu pice de data, dacă faci acum niște 5 gemuri, dacă faci niște box-uri noi, n-are cum să nu pice epica sau alte chestii. Ok, și hai să deschidem big box-urile. 4 tichete, bă, deci astea joacă-le max, joacă-le că... Și da, nimic. Oh, încă 200, bă, bun aici, e foarte bine pe, cum îi zice, doamne, deci are 1320, foarte bine, deci Max, joacă-le, le păstrezi, adică din acest moment poți să le păstrezi și mai fac încă un opening pe canal. Și stați geană, frate, pe canal, pentru că nu știu când o să fac opening, deci până când. Încearcă ca până lunea viitoare să le strângi, să strângi câteva boxuri și să îmi trimiți contul atunci, pentru că atunci poți să cumpăr și de pe shop încă un mega box și un big box. Mai faci tu câteva trofee pe aici, mai un brawl box, îl iei și pe tic, mă rog, tu poți să le strângi. Cam până, hai să zicem că până lunea viitoare să încerci să faci tu măcar 4.000 de trofei. Dacă faci 4.000 de trofei, ok, pentru că eu ți-l iau pe tic, măcar zic că l-am luat și eu un brawler. Și restul, na, spun 25 de tokenuri pe ce vrei, ăsta, de star point-uri sau cum se numesc astea, pe cine vrei tu și restul, na, faci tu. Dacă poți, frate, să joci, să faci măcar 4.500, dacă poți. Și este super dacă faci și 5.000 de trofee, că dacă faci 5.000 de trofee, frate, imposibil să nu pice epica. Ok, hai să intru un pic și pe contul meu să vă mai arăt ce este pe acolo. Ok, fraților, am intrat un pic la mine pe cont să vă arăt ce este nou, ca să nu dureze videoclipul chiar atât de puțin. După cum vedeți, frate, am 16.230 de trofee, mai știu exact cât aveam ultima oară, mi se pare că vreo 15.500, ceva de genul acesta.
nu mai sunt în clubul Pacific Buster pentru că am ieșit din el, pentru că nu intra nimeni și am zis că degeaba îl țin că nu intră nimeni. Și probabil mulți o să vă întrebați, bă, de ce păstrezi aceste boxuri? Pentru că șansele tale la legendară sunt foarte mici, 0,01. Eu le păstrez, frate, pentru noul brawler, Jakey. Știu că sunt doi brawleri, Jakey și încă unul, nu mai știu cum îl cheamă. Ei bine, eu păstrez pentru Jakey, că am auzit că e super rar și zic că ar putea să pice foarte simplu din, să zicem, 30 de brawl boxuri și 3 big boxuri sau câte am. Stați un pic. Din 4 big boxuri, da. Eu zic că o să pice easy. La Brawler, ce mai este nou, frate? După cum vedeți, am toate legendarele. Asta înseamnă că ultima carte care mai lipsea ca mitică este Jin, frate, care l-am adus la rank 20 cu doar power 2, pentru că n-am mai deschis niciun chest, pentru că am păstrat, după cum ați văzut. Am mai făcut eu aici câțiva Brawler, l-am făcut pe Derry de rank 25, pe el primul de rank 23 și cred că o să fac asta, sincer, să-l fac de rank 25. Pe PM de rank 23 încerc să fac caz, pe Nita tot de 23 și o să văd de ce să mai reușesc să fac astăzi. Fiți activi în seara aceasta, pentru că pe la ora 9 sau ceva de genul acesta, 9 jumate, o să fac live pe YouTube. Nu știu exact cu ce o să fac live, pentru că am mai spus în videoclipuri sau în live-uri că eu nu o să mai fac live unde fac 15.000 de trofee sau așa. O să fac live pur și simplu, challenge-uri sau de-astea cu abonați. Dar hai să zicem că în seara asta o să fac live ceva. O să fac 16.500 de trofei, dar nu promit, dar o să fac live cu Brawl Stars cu 16.500 de trofei. Vă dau așa un mic spoiler la 9.30 sau la 9 fiți activ pe canal. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și dacă vreți să mă susțineți, frate, în descriere aveți canalul, doamne, Instagramul meu, puteți dați follow și să-mi dați mesaj dacă vreți să îmi dați conturile voastre ca să-mi fac opening pe ei. Cam atât cu acest episod, eu am fost Denis și ne vedem data viitoare.